găsit, prea plecați, vă salutăm, dragi prieteni. Tot s-a terminat jurnalul cu premiile Oscar. Pe noi știți că nu prea ne interesează industria cinematografică și cu atât mai puțin filmele blockbuster de la Hollywood. Astea sunt pierdere de vreme, dar ca să continuăm totuși în același sens, vă oferim meniurile care au fost într-adevăr la înălțime la aceste premii. O să vedeți că ele seamănă mai mult cu cele de la nunțile lui Cristi Borcea decât cu pomenile din sectorul 2 de pe vremea lui Unțanu. Așadar, numai puțin de 50 de feluri de mâncare au fost oferite vedetelor prezente la această farsă ordinară care este gala premiilor Oscar și au meritat-o din plin anul ăsta cu această eroare care, într-adevăr, ne aduce aminte de numărătoarea voturilor pe vremea lui George W. Bush. Într-adevăr, America este ridicolă în anumite momente. Da? Are și momente bune, sigur. Vezi Pearl Harbor, ar spune cineva. Da? Are și momente bune, dar are și momente ridicole, cum a fost cel de acum. Însă, să știți că la meniuri au fost un pic sub un restaurant ordinar de la Lyon. Deci, sunt niște meniuri acceptabile, cam de Sierra Leone, așa. La aperitive, clasicele mini-hamburger din Vita Kobe, vita japoneză, considerată cea mai bună din lume, cu brânză cheddar, până la triunghiurile de tartar din ton picant și creveți cu mango, pe care știm de la nunțile amintite mai devreme, guacamole, adică avocado, făcut cremă, sos alioli, dar de proastă calitate, că nu era provençal, precum și o gamă variată de sushi, fructe de mare și salată de pește crud. Au fost servite mai puțin sărmăluțe la aperitiv. Pentru cei care au preferat preparatele calde, au fost cartofi cu caviar, asta e ca și cum ai mânca ciorbă de salată cu bucăți de diamant în ea, deci cartofi la cuptor cu caviar, nu prea se potrivește, dar mă rog, plăcinte din pui cu trufe negre, costițe din vacă wagyu, sau preparate vegetariene, precum eterna varză de Bruxelles congelată cu piure de semințe, salată de țelină cu iaurt, sorg și morcovi, asta pentru dudui, și o gamă variată de deserturi, n-avem însă cunoștință dacă au făcut poale în brâu sau doar clătite cu dulceață. Wolfgang Puck, ăsta era unul dintre marii bucătari, a pregătit și câteva surprize, popcorn cu ulei de trufe, asta pentru spectatori. O să poată să admire mai ușor americanul dacă nu duce mâna la gură, precum românul pe vremuri cu semințele pe stadion, nu este sănătos. Presărate aceste popcorn cu ulei de trufe, presărate cu praf de aur, puluitor asta, ce neam prostie. Falafel din cartof dulce, ăsta nu-i rău, într-adevăr, tacos cu tubercul de taro, creveți și mango, astea la greu amestecate, nici nu mai știai. Băgai mâna acolo, era ca la loto sau ca la joben. Nu știai dacă e crevete sau e mango. Pateuri piperate cu praf de trufe negre. Bune astea. Dacă ar fost doar pateuri și apă minerală, cred că era suficient. Burger din carne de homar. Frumos. Și agnolotti cu păstârnac. 2400 de covrigei de casă. Și salată de sfeclă cu pui cu brânză și iaurt de capră. E greu, că americanii nu pun virgulă și atunci e greu de citit. Deci hai să mai încercăm o dată felul ăsta. 2400 de covrigei de casă și salată de sfeclă cu pui cu brânză și iaurt de capră. Aici vine virgula. Fulgi de ovăz cu citrice și un mix de salate cu legume. În total, cei 300 de bucătari, asta este foarte interesantă și pentru primarii noștri de sector. Deci 300 de bucătari, ceea ce nu este complicat nici pentru doamna Firea, de exemplu, la următoarea paranghelie. Deci 300 de bucătari au pregătit 6500 de pâini în formă de statuetă, statueta Oscar, cum îi spun ei, cu somon fumé. 160 de kilograme de ton, cum a fi spus Toma Caragiu, noi punem sardine, 7500 de creveți, nu se specifică dacă e în lei sau în euro, 250 de languste, 170 de kg de scoici, 1300 de stridii,
3500 de rulouri cu soia, 7 kg de trufe, 160 de kg de carne de ton de Atlantic. E, vezi, Nea Traiane? De asta trebuie să fim noi cu Atlanticul. 7500 de creveți, mai revine odată, au mai fost, dar probabil sunt alții. 2375 de cornuri franțuzești, adică celebrele croasante. 4250 de gnocchetti și 70 de chile de rucola. Ai, exagerați totuși. Deci sarmale ioc, cum ar fi fost la Iași, sarmale de post. Iată că la acest fiasco numit ceremonia premiilor Oscar, doar mâncarea cât de cât a fost interesantă. În rest, nici nu o să vă batem la cap cu premiile, pentru că sunt filme pe care oricum nu le reține nimeni. Cinematografia este într-un recul fabulos. Fabulos, deja de decenii. Trebuie să fii bătut în cap astăzi să te duci la cinema pentru film. N-am spus că e nasol să te duci la cinema, că poți să faci multe acolo. Dar să te duci ca să vezi un film, asta chiar trebuie să fii bătut în cap. Da, filme bune se mai fac la televiziune. Într-adevăr, filme de televiziune sunt încă interesante, seriale foarte bune, dar nu pentru așa ceva. Blockbuster-urile astea, într-adevăr, unde știi că faci un film doar ca să iei premiul Oscar sau, mă rog, te bas pentru asta, este jenant. Bun, după ce ne-am pus pofta la cale, cel puțin în imaginație, putem să găsim cât un meniu mai interesant acolo pentru fiecare, chiar să le combinăm, de exemplu. Da? Luăm din alea 7 kg de trufe, doar o jumătate de kil și le mâncăm goale, așa, după care nu mai ai nevoie de nimic. Da? Ți se apleacă și lat ești. Probabil că nu te mai salvează nimeni, întrucât la noi n-ar veni salvarea niciodată. Păi cum ar fi să sunem muierea? Haideți, domnule, că are infecție alimentară sau intoxie, infecție alimentară, da? Ce a făcut doamnă? Te întreabă centralista care mănâncă niște cireșe în timp ce vorbește cu tine. Păi am mâncat 7 kg de trufe. Deci mai vine salvarea la tine. La revedere. Deci cu asta te-ai curățat direct. Bun, mergem mai departe să lăsăm meniurile deoparte. Victor Ponta, iată, ne demonstrează că, într-adevăr, între el și Liviu Dragnea n-a mai rămas nimic. Ăsta este un moment interesant, totuși, în politica românească. Este consfințirea unui divorț, în mod evident. Deci este pentru prima dată că reacția lui Victor Ponta nu mai lasă loc la interpretări. Zice așa: sunt de acord în sfârșit cu Liviu Dragnea după foarte mult timp. La TVR a dat replica asta, cinste, iată, postului public, care reușește să se împăneze cu o declarație pe care poate că nici nu o merita. În afară de domnul Dragnea, la partid nu mai e nimeni. El e singur, iar ceilalți aplaudă. Domnul Dragnea e pe persoană fizică. Niciodată n-a mai fost așa. E, asta e o exagerare cu niciodată. Și pe vremea lui Adrian Năstase era la fel în PSD. Uite că se mai iau și decizii greșite. Eu sunt comentator. Dacă nu mă întreabă nimeni în PSD, vorbesc în presă. Nu-mi doresc șefia partidului, a declarat Victor Ponta, care a lăsat să se înțeleagă de aici înainte că este transferabil. Că n-ar mai prelungi contractul în Partidul Social Democrat și că se va lămuri situația lui în perioada următoare. Nu știu dacă rămân în PSD. Asta e decizia conducerii. Într-adevăr, ea trebuie să-l dea afară ca el să poată să plece într-un alt partid. O să vedeți în curând ce o să fac. Eu n-am fost niciodată exclus. Când am plecat, ne-am strâns mâna și am plecat. Cred că de data asta nu va fi cu mâna, va fi cu piciorul. Și nu va fi picior strâns, ci va fi picior în fund. Da, n-are nicio importanță. Victor Ponta crede că dacă va pleca certat cu Liviu Dragnea, va fi martir. În sensul în care lui Liviu Dragnea o să meargă tot mai prost, iar el va fi tot mai puțin băgat în seamă. Asta nu înseamnă că îl face pe Ponta martir. Dar e sfârșit, sigur, de drum în PSD. Pe vremea lui n-a fost o asemenea dictatură încât să ne ierte vechea conducere, dar pe Victor Ponta nu puteai să-l iei foarte în serios. Și atunci, sigur că nici nu... cum să mai pot să continui în cazul ăsta? Deci uitați ce mi-a trântit pe masă presa de mâine, așa arată. N-am ce să fac, domnule. Deci trebuie să mă întorc la meniu în condițiile astea. Așa arată presa de mâine. Hai să duci un pic să le
astupăm cu ceva. Am primit din Statele Unite în 11D, nu știu dacă se vede exact pe ecran, la mine se vede, ăștia sunt cowboy din Dallas. O echipă de fotbal american, am înțeles, foarte scumpă, cea mai scumpă echipă de fotbal american, din National Football League, scrie și aici, am primit-o, sigur că o să o dau fanilor de fotbal american, am primit și o carte poștală ca o felicitare, ascultați puțin. Asta e. Deci când o deschizi, ea începe să cânte, știu că am mai avut și anii trecuți, dar asta e. Exact, de la amicii noștri din Statele Unite, preventiv, așa. Mi le trimit preventiv, că nu se știe niciodată când se nimerește câte o sărbătoare. Bun, ca să ne întoarcem la Victor Ponta, așa, și la Liviu Dragnea. Pe vremea lui Ponta, dictatura nu era atât de cruntă încoată, spun, cât el era în rolul lui Mickey Mouse. Pe Mickey Mouse nu poți să-l iei în serios. Te distrezi, râzi la el. Da, dar nu-l iei în serios. La Dragnea nu miști. Sigur, Dragnea este, după Adrian Năstase, șeful PSD-ului, care are cea mai mare, cum să spun, trecere. Da? Adică, dă spre tiranie. Și atunci, sigur că de aici până la a compara conducerea partidului cu o dictatură, nu e decât un pas, da? Sigur că nu e decât o dictatură într-un pahar cu apă. Până la urmă, întrucât nu se poate vorbi de ea la nivel național, ați văzut care este credibilitatea Partidului Social Democrat în România realmente. Zero. Da? Deci dacă strada își punea serios în cap, că reamintesc, n-au fost incidente, au fost manifestații pașnice, dacă lumea și-ar fi propus, păi nu numai că îi scotea de la conducerea PSD-ului sau din Palatul Victoria, iar un cap peste frontieră. Deci oricum nu mai rămânea nimic din ei, n-au nicio credibilitate, dar acolo între ei sigur că fac pe Barosani și opinia generală este că se fură pe capete. Asta auzim și de la Silviu Mănăstire, că el este mai priceput în a vorbi despre furturi. M-a plăcut și atunci când zicea de judecătorul ăla care se lăuda că el dă cu două cifre. Da, eu dau cu două cifre. Am auzit între timp că ăștia sunt cei care n-ar cunoaște meserie. Și atunci de frică dau cu două cifre pedepsele ca să se mai acopere, să pară mai competenți. Numai că problema este că cine îi judecă? Oamenii politici? Păi ce, oamenii politici sunt mai buni juriști decât magistrații înșiși? Puțin probabil. Ne întoarcem la principala știre a zilei, chiar dacă este una tehnică și sigur mare lucru, nu avem ce să scoatem din ea. Este ca dintr-un aluat prăpădit, nu poți să faci 150 de pâini. Sau cât au făcut ăia, 6500 de statuete. Nu poți dintr-o bucățică de aluat, așa e și cu știrea asta. Dar în orice caz, ea toarnă gaz peste foc și sigur că nu ne avantajează. Nu ne avantajează pe noi ca nație. Individual, așa, sunt unii care țopăie de fericire. La sesizarea președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, Curtea Constituțională a decis că DNA a provocat un conflict juridic de natură constituțională, anchetându-i pe miniștri și secretarii de stat care au elaborat celebra ordonanță 13. Pe scurt, asta ar însemna că magistrații de la Curtea Constituțională susțin că o putere a statului, adică puterea judecătorească, a încălcat o altă putere a statului, adică cea executivă, ceea ce nu este corect. De aici potopul de amenințări, de acuzații, da, care a urmat, i-ați auzit pe oamenii politici, chiar și Nea Traian, astăzi virulent, se pare că nu ajunsese emisiunea de ieri, a turuit și astăzi pe baza acestui subiect, deși încă o dată nu cred că pe cineva poate să intereseze foarte mult această sporovăială, întrucât să luăm pe Traian Băsescu, de exemplu, că îl făcusem mai devreme părtaș. El este implicat direct, în sensul că DNA-ul i-a atacat toată familia. I-a pus, practic, toate neamurile cu botul pe labe. Sigur că el acum atacă toate instituțiile astea, sau, mai exact spus, imediat cum are ocazia, încearcă să le dea lor la joale. Dar el le dă la joale din ce calitate? În calitate de membru de partid, într-un partid care este în coada Parlamentului, deci nu mai reprezintă nicio autoritate. Da?
calitate de senator. Bun, atenție, la senat găsești, știi, și neatraia în practic cu orice. În fine, asta e ca aia cu președintele, e președintele Camerei Deputaților. Dar de ce e președintele Camerei Deputaților? Că n-a putut să fie prim-ministru. Da? Dar de ce n-a putut să fie prim-ministru? Că era penal. A, ok, era penal. Păi atunci du-te, dragă, la cameră. Acolo poți să intre oricum. Deci cam așa e și cu ești senator. Nu mai reprezintă nimic. Da? Pe vremea romanilor, înainte erei noastre, da, era interesant să fii senator. Astăzi însă nu mai reprezintă nimic. Cezar a fost senator, apropo. Astăzi nu mai este exact echivalentul acelui termen. Bun, ne întoarcem un pic, deci, la această știre, care sigur că aruncă încă o dată o umbră asupra marilor instituții ale statului, oricum compromise în ultima vreme. Iese prost Laura Codruța Kövesi, evident, dar ieșise prost deja și cu plagiatul și cu gestionarea cazului Ghiță. Această samavolnicie, pe scurt, cum că DNA-ul a încălcat niște reguli, nu s-a putut abține să stea acolo în perimetru care era destinat și a băgat până la urmă ghearele într-o altă ciorbă, da, unde nu se pare că nu-i fierbea oala. Aceste lucruri sunt sancționate de Curtea Constituțională a României și ele dau apă la moară în general oamenilor care au comis fără de legi. Ei o să spună acum și au și început să o spună, ați văzut pe Tăricianu virulent, lui a intrat într-adevăr cărțile, da, sigur au dreptate în această situație și lucrurile sunt de amendat, dar asta nu înseamnă că ei sunt dintr-o dată câștigători. Nu înseamnă că acțiunile împotriva lor n-aveau justificare, chiar dacă ele erau prost întocmite. Evident că DNA a făcut tot felul de dosare de mântuială, a acuzat, a atacat în multe situații fără fundament. Sau i-a prins pe mari infractori și pe mari tâlhari ai României cu chichițe. Asta nu înseamnă că ei sunt mai breji. Nu înseamnă că ei sunt cinstiți. Nu înseamnă că nu-și merită soarta. Da? Nu înseamnă că cei care au fost condamnați sau sunt în procese de ani de zile, dintr-o dată sunt bazma curată. Asta aici vreau să ajung. Este o chestiune pe care nu o discută nimeni. Sau o discută cei partizani ai DNA-ului pe tonul că, haideți domnule, că ăștia l-au sunt niște mârlani, nu există. Chiar dacă Curtea Constituțională a hotărât, tot DNA-ul este superior. Numai Dumnezeu, da, este deasupra DNA-ului, ceea ce este fals. Nu este o instituție de plină de români. DNA-ul este o instituție românească care și-a demonstrat în momentul de față ineficiența. Dar asta nu înseamnă că borfașii națiunii sunt mai numeroși decât incompetenții de la DNA, mult mai numeroși, milioane mai mulți de partea borfașilor, dintr-o dată sunt văzuți cu alți ochi. Deci asta e discuția. Deci nici ca la antene, nici ca la realitatea. Da? Unde sigur să îi susțin la realitatea de niște scroci, e susținut statul de drept, așa zisul stat de drept, dacă ești scroc, n-ai cum să susții asta, iar în partea cealaltă, probabil că ea, sigur, dau un cap acum instituțiilor care i-au pus la răcoare pe oameni ca Voiculescu și așa mai departe. Iarăși fals. Nicio legătură. DNA-ul a greșit în multe situații, dar nu înseamnă că sunt mai corupți, mai jnapani și mai hoți decât cei pe care i-au condamnat. Sunt ineficienți, sunt incompetenți în anumite situații. Asta cu Codruța Kövesi era deja evident. Nu e o chestiune nouă. Ea trebuia să plece de atunci. De când a intervenit chestiunea cu plagiatul, după care încoată, cazul Ghiță. Păi cine plătește pentru asta? Da? Trebuiau să cadă niște capete și acolo, nu se poate așa ceva. Mai ales că noi nu știm și nu vom ști, cum nu cunoaștem marile adevăruri. Nici de la Revoluție, nici de la Bechtel, cu hoțiile din vremea guvernului Năstase. Avem niște cifre, da? Aia e zero, e praf în ochi. Noi nu cunoaștem marile dosare. Cu securitatea, da, cu toate astea pe care le-am pomenit, așa suntem și în această situație. Nu vom afla niciodată adevărul. Cum a plecat Sebastian Ghiță sau unde a plecat? A plecat din țară. Cine l-a ascuns? Pentru asta sigur că în aceste mari instituții, doamna Kövesi spunea că este iminentă prinderea fugarului, iată că iminența asta se întinde deja pe câteva luni, deci este o minciună. Pentru asta, sigur că trebuiau să plătească de atunci. Dar, atenție, nu trebuie să-i alungăm cu mai mare vehemență pe acești oameni decât o facem cu borfașii națiunii. Nu. Mult mai grav este să prejudiciezi țara cu zeci de milioane și să iei 10 ani, zic așa, arbitrar, de închisoare
10 ani de pușcărie, ai prejudiciat, să zicem, cu 60 de milioane de euro într-o situație, mult mai rău este să fii acuzat de asta și de alte sute de chestiuni, decât să greșești, să nu-ți faci treaba, să fii pur și simplu incompetent sau să nu fii la locul potrivit. Atenție, nu, ăștia care sunt la DNA astăzi nu înseamnă că n-ar fi foarte pricepuți, de exemplu, ca Zarzavagi, sau n-ar fi pricepuți ca să împacheteze conserve undeva, într-o fabrică. Deci nu înseamnă că dacă nu te pricepi într-o meserie, ești nul în toate. Sunt și situații de genul ăsta. Era, de exemplu, ăla, deputatul Auto. Da, era după aia Marian Vanghelie. Uite că nu mai vorbește nimeni, bă, de el. Nimeni, bă. Chiar a trebuit să primim un premiu. Ne dea cineva un premiu că l-am pomenit pe Marian Vanghelie. Hei, ăștia, într-adevăr, nu erau buni la nimic, ok. Dar sunt puține situații de genul ăsta. Cu oameni chiar atât de nuli în orice domeniu. Da? Ăștia nu înseamnă că sunt cei mai mari șnapani și cei mai mari nenorociți. Asta vreau să subliniez. Da? Nu este o bucurie pentru noi că DNA-ul a luat un bot și că această instituție, care totuși ținea cât de cât credibilitatea națiunii, nu pe posturile de televiziune, o ținea în fața instituțiilor europene, de exemplu. Am văzut că Traian Băsescu, în euforia asta, că acum poate să le dea din toate pozițiile ăstora, l-a atacat pe sub centură Mișelește și pe ambasadorul SUA la București. Este o lovitură de Victor Ponta asta, domnul Băsescu. Este o lovitură de mârlan de TV, de ăsta plătit, cum îl numeați dumneavoastră pe vremuri, când aveați impresia că îi știți pe toți de la televiziune, care-i cumpărat, care-i prostăna, care-i nu știu cum. Și evident că ați dat kicks în multe situații, din păcate. Așa, deci, o fi ambasador Clem modest ca pregătire. Dar de aici și până la desconsiderat totalmente este mizerabil. Da? Atâta timp cât dumneavoastră ați fost șeful statului și garantul în partea României, adică mă reprezentați și pe mine, om serios, de exemplu, sau pe alții, la fel de serios sau poate chiar mai serioși decât noi. Da? Îi reprezentați pe toți în fața instanțelor europene și nord-atlantice, cum vă plăcea să spuneți, acum așa, dintr-un bătut din degete, îl desfințați pur și simplu, de aia numai că a ajuns familia noastră pădric. Nu-i corect. Și atenție, n-am nimic cu Băsescu. Da, putea să fie oricare altul în locul lui, dacă avea ieșirea asta, comportamentul ăsta, nu Băsescu ca nume mă interesează. Sigur că notorietatea lui e mai mare decât a unui Luncă din Făget, județul Timiș, care nu știu ce a furat pe acolo, a dat și el o șpagă de câteva sute de lei să primească mai multe sarmale de post. Da, ăla dacă ar fi venit și l-ar fi desfințat pe Clem, sigur că nu conta. Dar e urât din partea unui șef de stat care, până la urmă, ce ne spune? Dacă are o apucătură de golan într-o situație care chiar nu-l... Să stea liniștit, să vorbească cât vrea el la televizor, dacă mai crede că asta contează în ochii publicului. În fiecare zi să turui pe orice subiect. Dacă vrei, fă-o. Dar nu-ți poți permite tu, că ai fost șeful statului 10 ani, și ți-ai terminat mandatul în condițiile în care l-ai terminat, să-ți bați joc acum de toate chestiunile, doar pentru că nu ți-a ieșit după. Nici cu doamna Udrea, nici cu familia. Nu-i normal. Băsescu m-ar interesa ca partener de discuție pe temele astea într-o singură situație. Dacă ar apăra și astăzi DNA-ul sau în general justiția sau instituțiile pe care el, între ghilimele, le fondase sau le întărise. Nu făcuse niciuna, nici alta, că nu depindea de Traian Băsescu. Traian Băsescu îi dădea oia un bobârnac și se ducea peste cap. Da? El spunea ce vroiau greii din Europa atunci. Asta e realitatea, că de-aia a stat atâta în funcție și pe final a făcut exact ce trebuia să facă. Acum când l-au lăsat ăia, își dă și el la rama pe față. Dar încă o dată, și e valabil în orice altă situație. Deci un om care este implicat, sufletește și material și din toate punctele de vedere, familia lui este cercetată și așa mai departe, are de-a face cu instituțiile de stat, nu mă interesează să injure pe ea. Mă interesează dacă vine și îi susține pe ea, că atunci, într-adevăr, e ceva de povestit. Da? Se știe că un om, în general, asta este o statistică a danezilor, dacă nu mă înșel, în general, un om, eu sau Traian Băsescu sau orice nene de pe stradă sau vatmanul tramvaielor Gabrielei Firea, 90% din vorbele pe care le scoate în viață sunt de uzanță, de circumstanță. Deci așa s-a ajuns la concluzia asta. Eu, de exemplu, m-am bătut de mic împotriva
acestor clișee, după cum știți. Da? Prefer să spun lucruri pe care alții nu vor să le audă decât să mă complac în aceste clișee, în aceste politețuri de 2 lei. Da? Deci 90% din ce spune un om în viața lui este doar așa că trebuie să spună. Da? Ratează, deci, conform acestei strălucitoare statistici, ratează, deci, ocazia să tacă în 90% din ipostazele în care deschide gura. Asta este. Deci și în cazul ăsta. Interesant nu este că Băsescu îi face albie de porci pe ăștia. Tăricianu și toți care se simțeau cu musca pe căciulă dintr-un motiv sau altul. Și Klaus Iohannis, după ce nu va mai fi președinte, și dacă ar avea un pic de papagal, ar face la fel. Dacă i-ar lua nevasta, dacă i-ar lua casele, căsoaiele, mă rog. Da? Dacă i-ar lua agoniseala aia, între ghilimele, de o viață, ar face exact la fel. Și toți ăștia. Băi, interesant este un om de tipul ăsta, dacă el vine acum și spune, da, domnule, mi-a luat fica, mi-a luat nora, mi-a luat fratele, mi-a luat toată familia, mi-a luat casele, și eu am impresia că au dreptate ei. Asta e, oi fi greșit, oi fi greșit ăștia din neamul meu, să fim blestemați cu toții, păi eu am impresia că instanțele, da, sau instituțiile, abilitate ale statului au dreptate în cazul ăsta. Atunci ar fi interesant discursul. Chiar ar merita să turui zilnic. Să tot, ce mai faceți, domnul Băsescu? Haideți, spuneți-ne și nouă măcar 40 de minute ceva la telefon. Ar fi interesant. Doar în condițiile în care pe tine te-au atacat din toate părțile. Tu nu mai ai unde să te refugiezi. Normal că vii și înjuri pe aia. Da? Toți politicienii sunt în această situație. Eu nu zic acum că ar trebui să fie eroi. Sigur că e complicat. E foarte complicat. În momentul în care ești strâns cu ușa din toate părțile, să le dai dreptate celor care te-au jefuit, practic. Te-au lăsat în umanizmene. Este complicat. Dar dacă nu faci asta, atunci încă o dată discursul tău se pierde oricum. Bun, mai departe. DNA a clasat astăzi o parte din dosarul primind ordonanța 13. Restul a trimis către parchetul general pentru continuarea cercetărilor. Procurorii susțin că există 5 fapte penale directe, printre care distrugere de probe și înscrisuri. Este o chestiune fundamentală, ni se spune. Tehnică, încă o dată, nu este de comentat într-o emisiune. Nu este ca meniul de la premiile Oscar. Tehnică, dar se spune că e fundamentală pentru noi. Motivarea Curții Constituționale va fi determinantă pentru viitorul curs al anchetei cu privire la infracțiunile de favorizare a făptuitorului. Prezentarea cu rea credință de date inexacte Parlamentului sau Președintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârșirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri, fals intelectual, ce constituie obiectul cauzei înregistrată pe rolul secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, arată parchetul general. Deci, așa ar fi fost pe vremea lui George Marinescu și după aia, sigur, nu mai aflam decât de la Europa Liberă și de la Vocea Americii ce se mai întâmpla. Așadar, ancheta poate continua, dar în anumite limite, în niște limite stricte. Așadar, parchetul poate cerceta dacă sunt fapte care să atragă răspunderea penală directă, nu ipotetică, a subliniat șeful CCR Valer Dorneanu. E nasol. Pe scurt, este nasol. Iată că până la urmă nu mai este nimic, nimic în această țară așa cum îl puteam percepe sau cum puteam să credem. Emoții pentru Laura Codruța Chiove și Grupul pentru Reformă și Alternativă Universitară. Ce ironie, graur, pe scurt. Deci grupul GR pentru Reformă, aici e râu, Alternativă a Universitară, UR din România, și Grupul pentru Reformă Alternativă Universitară din România, pe scurt GRAUR, a dat în judecată Ministerul Educației pentru a obține reanalizarea tezei de doctorat a șefei DNA. Așa e. Cazurile astea, cum se spune, știe doamna Chiuveși, e ca la fisc, de astea nu scap niciodată. GRAUR așadar, dar nu Dumitru GRAUR, Doamne ferește, a efectuat propria analiză și a constatat că există pasaje copiate în cel puțin 23 de pagini din lucrarea șefei DNA. Doamna Chiuveși are o poziție de Victor Ponta.
Sau extrapolând un pic, parcă e un fel de Cati Andronescu în această situație, adică iute la mânie în alte situații, da, incisivă, venea și spunea că ei nu se sperie de nimic, că pentru ei nu contează dreptatea, sabia, astea merg înainte, în rest toți vor plăti și cu toții noi vom plăti, ceea ce nu era rău, încă o dată, am spus-o foarte clar, poate să mă ia justiția oricând, să mă facă muci, n-am nicio problemă cu asta, cum n-am avut-o nici cu imobiliarele. Da? Astăzi sigur că nu mai sunt în situația din anii 90, poate că m-ar fi avantajat ca lucrurile să fie ca atunci, să cumpere o casă cu 1 milion de euro, să poți să o vinzi cu 10 milioane peste 2 săptămâni. Dar eu mă bucur să se ducă la zero toate casele, chiar dacă nu mai poți să obții niciun ban pe ele. M-ar interesa lucrul ăsta. Așa și aici cu justiția. Deci pe mine nu mă deranjează chestiunea asta. Dar justiția să-și facă treaba, să-i închidă pe toți, mă. Deci să nu scape un român. Eu nu n-aș fi nemulțumit pe chestiunea asta. Să ajungem cu toții la pușcărie și statul să recupereze toți banii de la toți. Bă, aș semna pentru asta. Pe mine nu mă deranjează chestiunea. Dar încă o dată, nici nu pot să mă uit la un om care să pretindea sfânt, că el va lupta până în pânzele albe și de fapt în momentul în care, iată, avea un coac dintre ăsta, l-au prins cu ceva, gata, nu mai spune nimic. Deci dacă era atât de demnă, da, și de înfiptă ca o suliță și înaltă, după cum știți, ca o suliță, 2 metri, doamna Chioveși, ar fi trebuit, fără nicio discuție, ca să dea un exemplu și cât de cât să-și mențină credibilitatea, să renunțe. Să renunțe, mă, nu la funcție în prima zi, a doua sau a treia zi. În prima zi să vină să ne spună asta cu plagiatul, da, domnule, așa e, m-ați prins. Am avut și o epocă în care eram altcineva, dar am furat de-am rupt. Dar acum, cred că dacă lucrurile stau așa, mă pun la dispoziția organelor, băi, era bestial să vii să spui așa ceva. Chiar și dacă ai fi plecat a treia zi, dădeai demisia, da? Ce se întâmpla, mă? Păi ajungea o eroină, tată, atâta timp cât oricum nimeni dintre cei care te înlocuiau nu putea să fie fără bube. Lumea uita cum se uită în România și peste câteva luni ar fi zis, bă, dar ați văzut măcar aia? Păi unde s-a mai întâmplat în România așa ceva? Deci în condițiile în care tot ești prins, măcar să ai demnitatea asta. Pentru că oricum ești un hoț, da? Mai nicio îndoială nici la Codruța Chioveși și cine este. Dar dacă ar fi avut această sclipire, să nu-i spunem iarăși clișeistic, cu demisie de onoare și nu este onoare la hoț, dar ar fi putut să aibă această demnitate în momentul respectiv să spună, da, domnule, asta e. Să trăiesc într-o țară de hoți, sunt înconjurată numai de hoți, de altfel să și vede cine mă înconjoară. Mai am fost și eu tentată, la un moment dat recunosc, dar am băgat mâna în borcanul cu dulceață până la cot. Și am furat. Da? Această lucrare este odioasă. Bun, asta o știm. Și se vede și la Cruța Chiove și se vede și la oamenii politici. În general, de asta nu dăm 2 bani pe diplome, pe titluri, da? Pe inscripții, pe medalii. A fost făcut cavaler, un căcat. Da? Era un moment în care ăla care i-a dat distinția era beat, de exemplu. Ce servesc lucrurile astea? Păi sunt un erou. Nu, ești un dezertor, eventual. Dar ți-au greșit, până la urmă, eticheta. Deci asta nu au nicio valoare în România. Da? Și totdeauna m-am ferit de lucrurile astea. Îți vin oamenii și îți pun diplome în față. Nu mai poți să, da, nu mai poți să înaintezi de atâtea diplome cât îți cap. El e bâtă în orice domeniu. Sau un hoț care le-a cumpărat pe toate. Deci cu astea nu mai uimește astăzi. Pe vremea lui Neanicu, da. Într-adevăr, atunci dacă erai un hoț, oricum erai un erou. Tată, bravo ție. Aveai 5 diplome pe vremea lui Ceaușescu și toate false. Bravo ție, bă. Înseamnă că erai Dumnezeu. Și înseamnă că fugeai în Germania Federală cât de curând, în condițiile alea. Dar așa ceva nu se putea. Astăzi, dacă vii cu 150 de diplome, ce importanță are? Că tu nu știi să scrii. Da? Îți dau o dictare și tu rup pixul. Păi, dar degeaba ai diplome, bă, tată, în condițiile alea. Ești un nimeni. Deci asta nu mai impresionează. Și atunci, ce dacă ești doctor? Toți sunt doctori. Toți sunt profesori. Nu? Cum ne spunea avocatul Dan Voiculescu. Foarte indignat. Era ca un cocoș pe prispă și burta așa, cu pieptul scos înainte, plin de galbeni, spunea, dar aici vorbim, nu înțeleg, vorbim despre domnul profesor universitar Dan Voiculescu. Din potrivă, n-are nicio legătură.
profesor universitar cu prejudiciu de 60 de milioane de euro și cu rahaturile de la antene. Ce o legătură? Adică ce vroia să spună? Dom'le, profesor universitar, probabil că ați înțeles greșit. Deci voi vă uitați la posturile alea și nu înțelegeți. Da? Cum să fie greșit ce spune aia când el e profesor universitar? Ce importanță are? Cum să fi furat Dan Voiculescu milioane de euro, zeci de milioane, sute de milioane? Păi da, el e profesor universitar. Deci ce apărare e aia? Aia este, am tăiat porcul. Da? Deci, doamnă, nu-i dați patru, că e prima dată când nu-și face tema. Păi și ce? Nu și-a făcut-o, îi dau patru acum. Păi nu i-am dat atunci când și-a făcut tema. Aia ar fi fost într-adevăr o nelegiuire. Așa și la Voiculescu. Păi eu îl condamn pentru ce l-am prins. Nu pentru ce făcea el la bariera Vergului, de exemplu. Ce importanță are ce l-a condamnat cineva că nu și-a făcut datoria la universitate? Păi nu pentru aia a intrat la pușcărie, bă. Sau alții. E domn profesor. Foarte bine, pentru aia probabil a fost remunerat, da? S-a dus acasă, a luat acadele, sopoca din banii ăia, a făcut ce a vrut. S-a dus cu ei la Sinaia, la Azuga, unde a mers. Problema lui, da? El a fost condamnat pentru ce a furat. Și toți sunt în aceeași situație. De ce să schimbăm subiectul? E, nu, e profesor universitar. Și ce? Atunci n-ar trebui să fie un exemplu. Profesor universitar, lăsați-l, că poate să fure. Ar fi catastrofal să fie așa. Toți profesorii universitari ar trebui să fie cei mai mari jnapani pentru că sunt într-o funcție. Așa zice așa Adrian Năstase. Da, bă, dar sunt doctor în drept. Și el era profesor. Și asta ce însemna? Mare profesor. Dumnezeu. Da? Ce însemna? Că n-ai voie să-l bănuiești? Că așa era. Hai, domnule Făcătură, e dosar politic. Dar domnul Năstase este doctor. Da? Cum să-l acuzați? Un dosar politic, evident, vreau să-l facă din... Putea să fie și asta. Că vreau să-l sape. Dar asta trebuia să-și asume odată ce intrase în politică, altfel de ce a intrat. Să se vaete. De atunci ai muiere, tată. Politica e ca și frontul. A intrat odată acolo, ți-a asumi niște lucruri. Ce poți, mi-a dat ăla la joale când eu încărcam arma. Da? Mi-a retezat picioarele, păi, dar nu mă mai joc așa. Nu se pune. Ba da, se pune. Da? Asta e situația. Bun, ne întoarcem la Călin Popescu Tăriceanu, mare personaj, într-adevăr, că un balon dintre ăla ridicat așa deasupra capetelor națiunii, deasupra acoperișurilor națiunii, îi vezi moaca așa, dar un pic deformată de mărimea balonului, el tronează acolo, să știm că el acolo e. A salutat decizia CCR privind existența unui conflict de natură constituțională între guvern și Ministerul Public. Al doilea om în stat, evident, a lansat un atac la DNA și a găsit el niște vorbe care să facă actualitatea zilei. Instituția afectată de corupția puterii. Da, sigur că s-au văzut și ei prea frumoși. Asta ca să încheiem acest subiect, evident că au abuzat de poziția pe care o aveau, așa este, dar nu instituția e de vină, ci cei care, într-adevăr, au întins cam mult coarda aici, așa cum și președintele când încălca, de exemplu, Constituția. Nu instituția prezidențială era condamnabilă, ci omul în sine. Da. Deci nu DNA-ul este de atacat aici, e nevoie de o instituție puternică de tipul ăsta, ca toți tăricenii, mai mult sau mai puțin, sau mai repede sau mai târziu, să fie puși definitiv cu botul pe labe, și este obligatoriu așa ceva. Dacă tăricenii ar dăinui domnul Tăriceanu, praful s-ar alege de această națiune. Asta ca să știți. Cu cât mai puțin tăriceni, cu atât mai bine. Așa. Da, deci DNA-ul este util, este necesar, atâta doar că el trebuie să fie condus de oameni competenți. Doamna Chioveși s-a demonstrat că nu este unul dintre cei competenți. Dar nu instituția este de vină. Ea ar trebui sprijinită și, într-adevăr, să îi se ofere șansă permanentă. Așa cum și postul de prim-ministru rămâne de actualitate în România, chiar dacă a fost terfelit în ultimii ani de tot felul de specimene. Nu poziția asta trebuie acum. DNA-ul este o instituție de rahat că l-a deranjat pe Călin Popescu Tăriceanu. Nu! Călin Popescu Tăriceanu este de rahat că să ia de o asemenea instituție când el este al doilea om în stat. El n-ar trebui să jubileze în public pentru asta. Ce e o înfrângere pentru națiunea asta? Da? Nu e o bucurie pentru Tăriceanu? Nu, uite că i-a dovedit. Ce înseamnă asta? Că Tăriceanu nu este de blamat. Hoții din PSD și din ALDE nu sunt, domnule, de blamat că a dat chix DNA-ul prin intermediul unora care nu erau competenți. Nici de cum.
Nici de cum. Hoți sunt în PSD și în ALDE încă mai mulți decât erau ieri și alaltăieri, probabil, și DNA-ul a dat un kix. Da? Prin intermediul oamenilor care au abuzat, așa este, de această poziție. E și greu să nu abuzezi de o poziție. De aceea Tăriceanu, că numai șef a fost, de când a preluat șefia Partidul Național Liberal și până acum aproape numai șef a fost peste tot. Prim-ministru și apoi șef și șefuleț, mai puțin momentele alea când se ducea cu căciula frământată ca la 907 la Victor Ponta în audiență. În rest a fost numai șef. Da? Păi el n-a abuzat niciodată. Măcar căsătoriile alea, că ni se spune că să nu ne băgăm în viața privată a omului. Dar dacă nici pe timpul vieții nu ne băgăm, pe timpul morții, iarăși nu ni se permite. Da, deci n-a abuzat, adică n-a găsit 6 muieri să le ia de nevastă pentru că era Tăriceanu. Eu zic că da. Dar femeile alea nu l-au luat pe el că era frumos și deștept. L-au luat că era bine plasat, bine înfipt. La început, când era student, l-au fi luat și că era frumos. Dar atunci să știți că și pe noi ne luau. Nu e o problemă asta. Când ai 20 de ani, ești frumos oricum. Îți mai merge un pic și papagalul, n-ai nicio problemă. Dar la el nu se pune ce. A abuzat, da, a abuzat de situația pe care are. Deci nu e chiar așa. Acum toți șnapanii țării se bucură că, uite, l-au tras-o ăstora. Mă, nu l-ați tras-o voi. E o decizie a Curții Constituționale care se respectă. Sigur, aia nu discutăm noi. Că ne convine că nu. N-avem ce să discutăm la chestiunea asta. Dar încă o dată, oamenii ăștia, dacă ar fi responsabili vis-a-vis de țară, ar trebui să ne spună așa. Fraților, nu e o victorie pentru noi. Împotrivă, un semnal de alarmă. Înseamnă chiar la vârf, acolo unde noi aveam încredere că lupta asta împotriva corupției tentaculare poate la un moment dat să ne scoate la liman, că nu asta voiau toți politicienii, asta o să votăm și la referendum, că nu vrem corupție, da? Deci noi ne luptam împotriva corupției și încercam să... Toată lumea recunoștea, în afara granițelor țării, că România duce o luptă interesantă, a făcut progrese în acest domeniu, și acum ce? Dintr-o dată le dăm instituțiilor în cap, da, dacă s-ar putea după Tăriceanu, Dragnea, Ponta și alți sluți de genul ăsta, le-ar desfința, domnilor. Deci cea mai mare instituție din România ar fi Senatul. Da, asta ar fi. Senatul ar decide pentru toată națiunea. Inclusiv laptele și cornul ar veni toate, orice, mă. Pensiile, da, toate discuțiile, bordurile, panseluțele, toate să le decidă Senatul. Și Camera Deputaților accesorial. Deci asta ar face ei dacă ar putea. N-ar mai fi nici DNA, n-ar mai fi nici DICOT, n-ar mai fi nici... SRI poate că ar fi. Mai au poate nevoie pe acolo, că cu toții provin mai mult sau mai puțin de acolo, dar n-ar mai exista nicio instituție de tipul ăsta. Bineînțeles, nici curte constituțională, nici nimic. Ăștia nu mai deranjează pe ei. Ei nu mai au nevoie de așa ceva odată ce au ajuns cu banii și cu sacii de galbeni în situația asta. Aia e bună Curtea Constituțională când ești sărac. Nu e așa, domnul Tăriceanu? Când ești bogat, te doare în cur de Curtea Constituțională. Asta e realitatea. Aici trebuie să punem noi punctul pe ei. Un astfel de om care se bucură cu o instituție de prim rang într-o țară dezvoltată, într-o țară civilizată, suferă un eșec, este un imbecil. Da? Nu este, domnule, o victorie a nimănui asta. Faptul că ăia erau prost pregătiți. Sigur, trebuie înlocuiți, ok. Dar această instituție nu trebuie maltratată public. Pentru că i-ar scădea credibilitatea și asta e rău pentru noi toți. Cum dracu de oamenii politici nu înțeleg asta? Ce le convine să guverneze într-o țară de tip Botswana? Da? De tip Lesotho? Botswana e net superioară. Dar mi-a venit așa. Îmi cer scuze față de amicii noștri botswanezi. Lesotho! Da, ăia sunt într-adevăr. Zimbabwe, ăia cu Mugabe. Ăia sunt la nivelul... nu există nicio instituție, acolo este doar voința unui om. Asta vrea Călin Popescu Tăriceanu, acolo să se ajungă. Bucură-te, bă, jmecherule, da, că au mirlit-o ăia și tu ești mai frumos și mai deștept astăzi. Ce frumos, o să bei un pahar de vin de la, de prin 70 franțuzesc în seara asta și o să spui, am dovedit și pe ăștia. Ați văzut, bă, că eram cinstit. Pauză și revenim. Ne-am întors cu ziarele de mâine, ultima zi a lunii februarie. Interesantă prima pagină din Adevărul. Habar n-aveam că și ei vorbesc de 907. Iată un facsimil cu Adevărul din 1907. Miercuri 28 februarie.
tot așa se întâmpla, răscoalele țărănești, asasinarea primului ministru al Bulgariei. 5 bani costa atunci numărul. Iar aici, pe MOV, Mauru Iordache încaieră instituțiile statului. Are într-adevăr o privire de taur, nu de maur. În România Liberă, afacerea Olănești, Ponta a salvat, între ghilimele, siguranța statului, trimițând agenții SRI la măi termale. Prăbușita stațiune Olănești, o vedeți aici, asta era la modă pe vremea lui Ceaușescu. În Național l-au pus să pupe Ghiulu, da, continuarea este în paginile din interior, deci nu ne dăm seama, Iohannis caută un nou UNPR, îl caută, vedeți, ca în savană, cu binoclu, și doamna Firea, pe ai cui bani face ea centura? Liceanu fesenistul, scrie Răzvan Ioan Boanchiș. Așa suntem noi toți. Ba fasciști, ba feseniști, ba bolșevici, toți suntem așa. Andreea Marin și Turcu divorț fără bună ziua în Click. Zâna surprizelor este iarăși o femeie liberă. Abia atunci îți dai seama, când ești liber, cum să prețuiești fericirea. Din păcate nu durează. Ajungi acasă și când îți mesteci cafeaua sau ceaiul, sună telefonul și devii iarăși un om ocupat. Ne întoarcem, nu? Ne întoarcem după o pauză publicitară cu Dan Bâra. Avem o mare surpriză astăzi. Nimeni nu și-ar fi putut imagina că după demisia, sau după demiterea mai exact a lui Claudio Ranieri la Leicester, Shakespeare să ajungă antrenor la această echipă aflată în zona retrogradării Premier League. Vorbim să vedem dacă Dan Bâra a nimerit la pariuri acest interesant amănunt. Ne întoarcem. Leicester, campioana Angliei, cu 5 înfrângeri consecutive, ajunsese în zona retrogradării, juca acasă cu Liverpool, dăduse afară pe Claudio Ranieri, erou din sezonul trecut, și titlul în echipă era astăzi ziua în care Ranieri va câștiga în sfârșit, pentru că astăzi toată lumea la Leicester, toți în tribune, au fost alături de el. Bineînțeles, Leicester nu va mai avea niciodată un asemenea moment de glorie. Și iată că l-au cinstit totuși pe teren secundul său, Craig Shakespeare, câștigând astăzi contra lui Liverpool 3-1. Mă întreb dacă în Anglia toată lumea a auzit de Shakespeare, pentru că știi cum sunt interviurile alea pe stradă, când da. Îi treabă, domne, știi unde e România, știi unde e cutare.